Școala gimnazială Nanu Mușcel este recunoscută pentru activitățile dedicate sărbătorilor naționale, iar anul acesta tradiția a continuat printr-o scenetă pusă în practică de școlarii clasei 1, sub coordonarea învățătoarei Alina Firu. Cu emoțiile aferente primului spectacol de o asemenea importanță, micuții au reușit să joace rolurile impecabil. Deodată, li s-a evit o nouă stea, neobișnuită, mai strălucitoare decât toate, ca o împărăteasă. S-au întrebat ei, s-au sfătuit și au zis: această stea trebuie să vestească nașterea unui fiu de împărat. Hai să mergem după ea, încotro ne va arăta calea să-l aflăm pe acest împărat care deschide zorile mântuirii acestei lumi. Noi nu putem rămâne necunoscători. În spământat de vis, Iosif le-a mărturisit Maicii Domnului ce descoperise îngerul și au plecat îndată spre Egipt. Irod nu a știut de această plecare, văzând însă că a fost înșelat de magii care nu s-a mai întors la el, și înfricoșat că poate să ia cineva domnia, a chemat la el slugi supuse și le-a spus: mergeți la Betleem, aflați toți pruncii mai jos de 2 ani și ucideți! Cum dintr-un spectacol dedicat sărbătorilor de iarnă nu pot lipsi colindele, elevii clasei 1 au încântat publicul format din părinți cu câte o melodie specifică sezonului. La finalul evenimentului, micii artiști au fost recompensați cu dulciuri și suc, iar pentru că a fost vorba despre o perioadă a comuniunii și a sărbătorii, părinții au fost invitați să cânte câteva colinde alături de copii. Minunată, lângă mine.